Îl binecuvântăm pe Domnul pentru că suntem în casa Lui. E un mare har, o mare binecuvântare. Biblia spune că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul vor veni prin Iisus Hristos. Har înseamnă îndurare, grație, milă, ceva nemeritat. Dar Domnul s-a îndurat de noi. Și Pavel spune în Tit, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Ne învață să rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Noi suntem aici pentru că Domnul vrea să ne învețe, harul Lui ne învață. Harul Lui vrea să ne pregătească, harul ne pregătește pentru împărăție, dar cu acest concurs al nostru, cu voința noastră. Domnul lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă a vreunui om. Domnul ar putea într-o clipă să îngenuncheze omenirea întreagă, dar nu o face, El nu vrea în forță. El vrea ca noi de bunăvoie, din dragoste, înțelegând planul și voia celui preanalt. Biblia spune, printre altele, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Dacă îl cunoșteau, l-ar fi primit și altfel s-ar fi comportat, dar nu l-au cunoscut. Suntem copii al lui Dumnezeu, lumea nu ne cunoaște, noi am vrea de multe ori să fim cunoscuți aici în Oradea și noi în Arad. Dar asta este filiera, asta e modalitatea prin care Dumnezeu lucrează. Acum suntem copii al lui Dumnezeu, trebuie să avem această încredințare și nu ne îndoim. Dar Biblia vorbește foarte frumos vis-a-vis de har, vedeți? Harul de multe ori încercăm noi să-l fabricăm. Nu reușim, nimeni nu poate da har. Unul singur a adus harul atunci când a venit în lumea noastră, dar Biblia ne vorbește și de cel de-al doilea har. În Petru, 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți streji, și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos, când va veni a doua oară. Sigur, cel de-al doilea har va fi valabil pentru cei ce au acceptat primul har să lucreze în viața lor. De aceea Pavel spunea, printre altele, pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit înaintea celui preanalt. Și dacă noi acceptăm primul har, negreșit vom avea parte și de cel de-al doilea har. Ce spune cel de-al doilea har? Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm un lucru, că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, îl vom vedea așa cum este, în slavă, în glorie. De aceea spune în Apocalipsa, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și șed împreună cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui voi da o piatră albă și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât cel care l-a primit. Cel care va birui nici de cum nu-i voi șterge numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Doresc din inimă, Doamne, lasă harul Tău peste noi. În harul acesta noi trebuie să creștem, ne spune Biblia. Să creștem în cunoștință, să creștem în credință. Aici noi ne adunăm ca să ne putem învăța, să putem primi din partea lui Dumnezeu sfaturi până la popasul următor. E un popas, cum făceau și izraeliții odinioară. De fapt, biserica este o reeditare a națiunii lui Israel, modul în care Domnul a lucrat. Sigur, la nivelul bisericii lucrează la un standard mult, mult mai înalt, incomparabil. De aceea trebuie să prețuim acest lucru, să-L binecuvântăm pe Domnul. Ce frumos ne spune aici, a intrat pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea.
Poartă strâmtă, poartă largă, cale largă, cale îngustă. Nu e vorba de a intra aici în biserica aceasta, pe ușile care sunt, le avem la îndemână, nu? E o altă poartă, aia nu se vede, spirituală, prin care noi trebuie să intrăm. Și despre poarta aceasta strâmtă, spune Biblia, una singură este. Nimeni nu poate fi, niciun om nu poate fi ușă. Cel care este ușa de intrare este Domnul Iisus Hristos. Ioan capitolul 10, așa ne spune cuvântul Domnului. Ne spune aici în Ioan în capitolul 10, versetul 9, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra, va ieși și va găsi pășune, va fi mântuit. Știți ce spune Neremia, capitolul 30, versetul 21? Cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui de mine, zice Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu este un foc mistuitor, niște flăcări veșnice. Nimeni nu se poate apropia de El decât prin Domnul Iisus, pe ușă. O altă filieră, o altă modalitate nu există decât prin El. Așa ne spune omul lui Dumnezeu Pavel, de bună oară aici în Efeseni. Auziți ce frumos ne spune el. Versetul 13 din capitolul 2. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, prin sângele Domnului. Versetul 18. Căci prin El și unii și alții aveți intrare la Tatăl într-un Duh. De-aia spunea Domnul, închinătorii adevărați sunt aceia care se închină în Duh, în Duh și în adevăr. Astfel de închinători dorește Tatăl. Oameni care sunt născuți din nou, oameni care sunt călăuziți și coordonați, controlați de Duhul lui Dumnezeu. Ne spune versetul 12 din capitolul 3 din Efeseni. În El, în Domnul Iisus, avem prin credința în El slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Noi ne putem apropia de Dumnezeu. Ce frumos ne vorbește Biblia cu privire la această apropiere. Toți în vechime, dumneavoastră, știți cum s-apropiau, erau nimiciți, erau, mureau, câți ori muri dintre israeliți. Ce har pentru noi, pentru noi care facem parte din biserica Lui. De-aia Domnul spunea, Matei 21, versetul 43, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Era vorba despre biserică. Eu voi zidi biserica mea, biserica e a Lui, adevărata biserică. Aici e adunarea. Noi o numim biserică. Mulți chemați, dar puțini sunt aleși. Dacă toți de aici se vor lupta să fie aleși, vor fi și aleși. Și vor avea parte în ziua aceea și de răpire, de întâlnirea cu Domnul. Ce frumos ne spune de această apropiere cuvântul Domnului. Evrei, capitolul 4, versetul 16, ne dă posibilitatea să ne apropiem de cel preanalt. Spune, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie, să găsim har. Prin El, prin Domnul Iisus, tot aici, în Cartea Evreilor, în capitolul 10, versetul 22, să ne apropiem, dar cu o inimă curată, nu oricum, cu o inimă curată, cu o credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Așa să ne apropiem. Dacă este vorba de apropiere, uitați ce spune Petru, în 1 Petru, în capitolul 2, versetul 4, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Dar aici Petru ne spune înainte cum trebuie să ne apropiem. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duomnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr ce bun este Domnul. Iacov și el spune în această direcție, în capitolul 4, versetul 8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi, nemaipomenit. Eu mă apropii de Dumnezeu și El se apropie de mine. Intrați pe poarta cea strâmtă. Știți ce spunea Domnul Iisus? Ioan capitolul 6, versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu este atras de Tatăl care m-a trimis. Auziți?
Noi care suntem aici am fost atrași de Tatăl, de Stăpânul Universului. Despre Stăpânul Universului știți ce spunea Domnul Iisus? Nimeni nu cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște pe Tatăl în afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Extraordinar! Doamne, te binecuvântăm pentru mântuirea ta. Frați și surori, nu știu cât mulțumim noi lui Dumnezeu în fiecare clipă și moment pentru mântuirea lui, că viața se duce. Mă întreba fratele aici, fratele Radu, fratele Eugen, își aduce aminte de anumite momente din tinerețe, când eram mai tineri, acum am și eu 71 de ani, mă întreba câți nepoți am 42 de nepoți și viața s-a dus. Știți că mă întreb de multe ori unde sunt anii? Vorbesc cu soția de multe ori și ne zicem, dar unde e viața care Dumnezeu ne-a dăruit-o? S-a dus. Dar știți că totul este înregistrat. Într-o zi ne vom întâlni cu ce am făcut pentru El. Și dacă am făcut lucruri de valoare, ne vom bucura. Domnul spunea, nimeni nu poate veni la mine dacă nu este atras de Tatăl care m-a trimis. Dar tot Domnul mai spunea încă ceva foarte frumos. Ce lucrare minunată, mântuirea e complexă, e o lucrare extraordinară. Zice aici în Ioan capitolul 14, versetul 6, Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu poate vine la mine dacă nu-i atras de Tatăl care m-a trimis și nimeni nu poate veni la Tatăl, nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Dacă nu trece, ce este El? El este ușa de intrare. Nu există o altă ușă, o altă filieră, o altă modalitate. Vreau în continuare să subliniem câteva lucruri. De ce îi spune aici, intrați pe poarta cea strâmtă? De ce e strâmtă? Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Sigur, nu trebuie să o facem mai strâmtă decât este, trebuie să o lăsăm așa cum este ea. Unii încearcă să o facă mai strâmtă, alții mai largă. Nu, ea trebuie să rămână așa cum este. Cuvântul nu e admis să fie distorsionat, interpretat greșit. Așa cum este, e un cuvânt plin de putere. Nu poveștile noastre au valoare și putere și autoritate pentru mântuirea oamenilor, ceea ce are putere este cuvântul Lui. Eu rog pe Dumnezeu, Doamne, umple-ne de cuvântul Tău. Știți cum trebuie să fie inima omului? Să fie plină de cuvânt. Strâng cuvântul Tău unde? În inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Inima nebunului este la stânga lui, iar inima înțeleptului este la dreapta lui. Ce frumos! Să strângi cuvântul în inima din dreapta, în dreapta, în inima aceea spirituală pe care Domnul o curățește. În momentul în care îl accepți și îl chemi pe El în ajutor, El scoate toate lucrurile murdare din inimă, El dă la o parte tot ce este rău și pe cel rău și acolo El nu ne lasă cu inima goală, măturată, împodobită, că cel rău dă târcoale. Știți de ce este urmărit fiecare dintre noi, suntem urmăriți? De ceea ce am avut, viciile care le-am avut înainte de a ne întoarce la Domnul, ale ne urmăresc toată viața, din când în când, în momente speciale, diavolul atacă. Dar nu trebuie să rămână inima goală. Zice că Domnul vrea să locuiască, dar cum locuiește Domnul în inima noastră? El locuiește prin cuvântul Lui în primul rând. Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Duhul, când îl pune, Domnul îl pune în inima omului, în inima din dreapta. Adormisem, e o vreme de ațipire, ca niciodată. Nu știu dacă toți realizează, e o vreme foarte grea, iar vremile care urmează vor fi și mai grele. E nemaipomenit însă, adormisem, dar inima înveghea. Cine veghează în inimă? Ceea ce a pus Dumnezeu acolo, cuvântul și Duhul Lui. Zice, glasul prea iubitului meu care bate, care mă atenționează, fii foarte atent cum vorbești, ai grijă cum acționezi, ai grijă cu cine te unești, toate aceste lucruri, sigur, le face Duhul, la nivelul Duhului. De aceea dorim în această seară, încă o dată, Doamne, binecuvânt această biserică!
Ajută-ne să venim la Domnul. De ce îi poartă strâmtă cale îngustă? În primul rând, pentru că în împărăție intrăm prin multe necazuri. De-aia e strâmtă și oamenii n-o doresc. Nu e ușor. Nu e ușor, dar se merită. Și Domnul iese cu noi, nu ne lasă singuri. Dar am reușit niciun pas să facem fără El. Am fi predispuși la pierzare, la prăbușire, în orice clipă. Dar avem, de aia Domnul spunea, despărțiți de mine, Ioan 15, nu puteți face nimic. Iar în Ioan 16 continuă, îndrăzniți căci eu sunt cel ce am biruit lumea. Biruința lui el vrea să ne-o dăruiască și nouă. O biruință absolută, însă la toate nivelele, la nivelul gândurilor, la nivelul sentimentelor, la nivelul trupului, a mădularelor, a acțiunilor, într-un mod absolut și desăvârșit. De ce e ușă strâmtă cale îngustă încă o dată? Pentru că sunt multe necazuri. De aia spunea Pavel în Faptele Apostolilor, în împărăție trebuie să intrăm prin multe necazuri. Ăsta-i drumul înaintașilor noștri, dragii mei. Dar frumusețea știți care este? În necaz, noi nu ne bucurăm că vine necazul. Ne bucurăm în necaz că nu suntem singuri, că Dumnezeu este Cel ce ne scoate biruitori. Zice Biblia, cheamă-mă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. În necazuri vedem puterea lui Dumnezeu. În necazuri vedem autoritatea Lui, modul în care El lucrează în mod diversificat, extraordinar. Niciodată nu are un șablon Dumnezeu. El în mod diferit lucrează, dar lucrează întotdeauna. De aceea dorim în necazurile prin care trecem, Doamne, dă-ne biruință. Printre altele spune aici în Romanii, capitolul 5, foarte frumos. Spune apostolul frumos, deci fiindcă suntem socotiți neprieniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El e totul. Fără El n-avem nimic. Totul prin El. Lui, Domnului Iisus, îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Știți ce spune Domnul Iisus? Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Care era bucuria? Că în final va fi acolo alături de Tatăl. Bucuria aceea că a împlinit planul celui preanalt pentru această bucurie. Noi la fel ne spune, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu că vom fi într-o zi. Ne promite El. Promisiunile Lui sunt adevăr. Tot ce spune El este o realitate. Și știm, El ne-a promis că vom fi ca El, vom fi împreună cu El. Dacă aici călcăm pe urma pașilor Lui și dacă aici suntem cum a fost El. Știți ce a spus Ioan în epistola lui? Cum a fost El în lumea aceasta, așa suntem și noi. Cum a trăit El, așa trebuie, e un imperativ aici, nu e ceva opțional. Pentru cel ce vrea mântuirea, este, sigur, un imperativ. Trebuie să se regleze și să regleze în așa manieră cadența, încât pe urma pașilor Lui. Versetul 3 spune, ba mai mult, zice, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta nu înșală, aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul lui Cel Sfânt care ne-a fost dat. Ce mecanism extraordinar! Modul în care un lanț, verigă de verigă, lipsește o verigă, lanțul e gata, îi rup. Trebuie toate împreună și lucrează în planul și în voia celui preanalt. În împărăție intrăm prin multe necazuri, un prim motiv. Un al doilea lucru, de ce spune ușă strâmtă, cale îngustă? Pentru că intrarea prin pocăință, prin credință, prin sfințenie, niciodată n-au fost la modă, nici acum nu sunt la modă. Când le vorbești de pocăință, poți să le spui la alții din afară, să vină la biserică, vină și la pocăință. Sigur, au o repulsie. Dar Domnul Iisus spune aici, în capitolul 3 din Matei, spunem versetul 17, capitolul 4, rectific, zice, de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Nu se poate fără pocăință? Nu se poate.
Nu se poate. Domnul cere pocăință și în vechime s-a cerut pocăință. În multe situații unde găsește pocăință, Dumnezeu lucrează, nu se poate, El rămâne credincios. Fără pocăință nu există iertare, fără pocăință nu există viață. Eu pot veni aici și să cânt și să predic chiar, și să predic. Dar dacă nu-i pocăința, mă auto-înșel, să mă auto-amăgesc pe mine și pe cei care mă ascultă. Auziți numai ce aduce pocăința aceasta? E o mare binecuvântare, pocăința. Ne spune Biblia foarte frumos, auziți ce spune Apostolul Pavel în Timotei. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24 și 25. Robul Domnului nu trebuie să se certe, el trebuie să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Auziți, cine dă pocăința? Dumnezeu. Păi dacă o dă Dumnezeu, înseamnă că e o predestinație. Înseamnă că există o preferință, preferențial, mântuiește Dumnezeu. Ori nu e așa nici pe departe. Tatăl ne atrage la Domnul Iisus când vede o căutare a noastră, o inimă deschisă, zice că pe Lidia, fapte 16, a văzut o culoare a mintei, a fost atentă la tot ce s-a predicat, că dorea. Și atunci, sigur, Domnul i-a deschis inima, a crezut și a fost mântuită ea și casa ei. Foarte important ca noi să ne deschidem inimile și apoi dacă găsim că venim aici și când auzim cuvântul ne putem cerceta și foarte important fiecare. Anumite lucruri n-am ajuns încă la desăvârșire niciunul. Domnul aici ne desăvârșește, ne perfectează, în timp ne modelează. Carențele care le avem, cuvintele nearticulate din vocabularul nostru, Domnul vrea să le dea pe toate la o parte. El vrea să-i aparținem Lui. Din cuvintele tale vei fi judecat și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Omul scoate din viseria bună sau rea a inimii lui toate cuvintele. De aceea e foarte important să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Sunt oameni care citesc Biblia, să știți. Dar nu înseamnă că dacă am citit o problemă e rezolvată. De multe ori este distorsionată, trebuie să o citesc, nu se poate dacă nu o citesc. Omul care îl caută pe Dumnezeu, caută Biblia. Omul care îl dorește mai mult pe Dumnezeu, să uită în cuvânt. Oglinda spirituală, unde învăț fizionomia vieții mele. Aici pot să mă apropii de Dumnezeu, uitându-mă în cuvântul Lui. Aici eu pot să înțeleg, să ajung la cunoștința adevărului. E un mare har să înțelegi Scripturile. După ce încep să le înțelegi, le iubești atât de mult că nu mai poți fără ele. Zice, ferice de cine citește, de cel ce ascultă și de cel ce împlinește cuvintele acestei cărți. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi pentru tineri. Din pruncie. Care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos. Ca să învețe, să mustre. Să îndrepte, mustrarea are sens de îndreptare, să dea înțelepciune, neprienire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Intrarea pe poarta strâmtă înseamnă pocăință, dar asta nu e la modă. Auziți numai ce mai spune despre pocăință. Un al doilea lucru frumos aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 11. Versetul 17 și 18. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit ei aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viață. Vrei viață spirituală? Iar fizic. Viață spirituală prin pocăință. Le-a dat pocăința ca să aibă viață. Eu am venit ca oile mele să aibă viață, să o aibă cum? Din belșug. Doamne, dă-ne viață din belșug. El este gata să ne-o dea, dar El vrea mai aproape. M-am pocăit de, sigur, la vârsta de 16 ani, când m-am botezat, să zic. Dar vreau să sungă de atunci și până acum, tot mereu, tot timpul la o pocăință încă, în continuare, fiecare dintre noi. Nu înseamnă că m-am întors la Dumnezeu și gata, problema e rezolvată. Am ajuns la apogeu, nici pe departe.
În fiecare zi, o apropiere constantă, periodică, sistematică de Domnul. Asta dorește El. Deci, prin pocăință, noi avem o cunoștință, o înțelegere asupra bisericii. Noi avem o imagine clară asupra cuvântului, îl înțelegem pe Dumnezeu, adevărurile Lui, care sunt, sigur, adânci, multe. Și apoi, un al doilea lucru, primim viață spirituală. Dar un al treilea lucru pe care îl menționează Biblia și putea fi amintit ca și primul, ca un prim lucru, zice aici Fapte, capitolul 3, versetul 19, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință, întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremurile de înviorare, să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Prin pocăință este iertarea. Fără iertare nu mi-a ascultat rugăciunea. Problema familiei mele nu e rezolvată, a copiilor mei. Ca să fie rezolvate toate, trebuie o pocăință. În momentul în care e o problemă, sigur, eu trebuie să mă verific, trebuie să revizuiesc atitudinea și gândirea și vocabularul și viața mea întreagă. Și apoi o apropiere de Domnul și Domnul este gata să lucreze. Versetul 38 din capitolul 2 din Fapte. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, iar apoi veți primi darul Duhului Sfânt. De aceea dorim în această seară, Doamne, dă-ne sfânta pocăință. Noi suntem pocăiți, slavă Domnului, mai încape însă pocăință la noi. Mai încape, Doamne, ajută-ne. Apoi, un al treilea motiv, de ce zice poartă strâmtă, cale îngustă? Pentru că turma bunului păstor întotdeauna a fost mică, nu a fost mare. Bucură-te, turmă mică, nu mare. Turmă mică. Doamne, mulți sunt cei care sunt pe calea mântuirii. Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Nevoiți-vă. Asta înseamnă dați-vă și voi toate silințele. Întrucât atârnă de voi să faceți tot ce se poate. Asta înseamnă că în fiecare zi să nu uităm de hrana spirituală. Pentru trup nu uităm. Hrana spirituală a omului spiritual e cuvântul. Eu trebuie să-mi hrănesc omul meu spiritual. Citind zilnic cuvântul. Timpul meu de părtășie în cămăruță, înaintea Domnului, când suntem aici, la nivelul bisericii, foarte bine, dar nu numai aici, acasă contează foarte mult. Noi aducem starea pe care o avem la nivelul familiilor noastre și în mod individual în familii. Aducem acea atmosferă, dacă e sfântă cerească, o aducem toți împreună aici. Și când toți împreună ne rugăm, Domnul ascultă și Domnul dă izbândă și binecuvântare. De aceea dorim, Doamne, vrem să facem parte din turma Ta. Chiar dacă e mică, Doamne, vrem să facem parte din turma Ta. Sigur, de pe tot pământul, din toate timpurile, se vor întâlni mântuiții, turma bunului păstor. Ce minunăție va fi acolo! Și când te gândești că Domnul va fi păstorul, noi dorim, Doamne, noi și familiile noastre cu toți pe care ne-ai dăruit, vrem mântuirea Ta, să facem parte din poporul Tău, din turma Ta. Un al patrulea motiv, de ce poartă strâmtă cale îngustă? Pentru că intrarea pe această ușă este fără bagaje. Nu poți cu bagajele tale. Era amintit Luca, capitolul 14, versetul 33. Dacă voiește cineva să apropie de mine, să vină după el, trebuie să lepede de tot ce are. Nu poate cineva să vină după Domnul dacă nu se leapă de tot ce are, ca să fie ucenicul lui. Și asta nu e ușor. Dacă voiește cineva să se lepede, e foarte greu, eul, egocentrismul în centrul atenției, omul. Apoi nu mai vorbim de cele materiale. Știți ce a spus tânărului bogat? Îți mai lipsește un lucru. Zice în Marcu 10, că Domnul s-a uitat după el și l-a iubit. Au avut multe lucruri bune, dar nu le-au avut pe toate. Îți mai lipsește un lucru, dar mie, ție, ce-ți mai lipsește? Ce ne mai lipsește? Acelui tânăr un lucru și l-a oprit. Ne spune Biblia că a plecat trist. Vinde tot ce ai de la săraci, apoi urmează-mă. Și a plecat trist pentru că avea multe avuții. Doamne, dar cine poate atunci să fie mântuit, ori întrebat ucenicii? Cine poate ajunge? Zice, cei cu neputință la om, cu putință la Dumnezeu. Dar cum e cu putință la Dumnezeu? Face derogare pentru cineva? Excepție? Nici pe departe. La Dumnezeu nu sunt excepții. Toți trebuie să intre pe aceeași poartă, pe aceeași cale să meargă. Dar cum?
Dacă cineva nu se leapă de el, de ce are? Cum au fost oameni mari în Biblie, care au avut multe și în același timp nu au avut nimica. Că inima nu era legată de ele. Cine iubește mai mult, tată, mamă, frate, soră, soț, soție, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Adică ideea este, pe prim plan, trebuie să fie el. Pe el să-l iubim pe prim plan. El nu vrea neapărat să ne ia cele materiale, nu. Dar pe prim plan. Dar în momentul în care suntem legați de unele profesionale, intelectuale, de anumite probleme, de anumite persoane din familie, mai mult decât de Domnul, și suntem stopați în înaintarea noastră, Domnul poate să facă ceva. Ne poate face să le pierdem. Și după ce ajungem să naufragiem, să nu mai am bogăție de bunoară, să pierd și geabul pe care l-am, să pierd și pe cineva din familie și atunci să-l caut și să plâng și să vin la Domnul. Cei cu neputință la oamenii, cu putință la Dumnezeu. Dar ce frumos când noi, fără aceste intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu, noi de bunăvoie îl primim pe El. Suntem gata să punem totul la picioarele Lui și pe prim plan să fie Domnul. Asta dorește Domnul. Pe prim plan să fie El. Și doresc din inimă Domnul să binecuvinteze toată biserica. Apoi un al cincilea lucru, de ce spune ușă strâmtă, cale îngustă? Pentru că este incomodă pentru fire, nu izbește privirile, nu izbește privirile, nu atrage privirile. Oamenii aici, vreau să vă spun, nu-i ceva, nu e un spectacol. Aici când venim noi ne rugăm, casa mea se va numi întotdeauna o casă de rugăciune. Aici Domnul ne învață, ne modelează, ne șlefuiește, aici ne pregătește pentru împărăția Lui, atelierul. Atelierul în care Domnul ne prelucrează pentru săptămâna care o avem în față. Apoi din nou trebuie să venim tot mereu. Nu putem fără biserică. Nu putem fără biserică. Eu voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. De aceea dorim din inimă, Doamne, chiar dacă este incomodă pentru fire, nu o izbește privirea, ajută-ne să o iubim din toată inima. Nu atunci când suntem pe un pat de neputință, ne readucem aminte, o, dacă încă o dată, apelăm la frate să roage, sigur, o facem. Dar nu atunci ai momentul, momentul când am cât încă am sănătate, am energie, sunt tânăr, am putere, să-L cau pe Dumnezeu să-L slujești. Și în ultimă instanță, un alt lucru, de ce îi spune ușă strâmtă, cale îngustă? Pentru că are un standard. Un standard, niște cerințe pe care le are Dumnezeu pentru noi. Domnul are un standard pentru noi, aici ne pregătește, că aici vrea să ne cerceteze și aici vrea să ne cercetăm și noi tot timpul, uitându-ne în oglindă în cuvântul Lui. E un standard, cum nu se poate oricum, da de unde? Nu se poate. Și câteva din ele vreau doar să le amintesc, că timpul sigur zboară. Un prim standard e un standard de neprihănire pe care Domnul îl are. Știți ce spune în Psalmul 119, versetul 40? Fă-mă, Doamne, să trăiesc în neprienirea cerută de Tine. Cum are Dumnezeu o neprienire a Lui? Da, absolut. Absolut, au și oamenii o neprienire a lor. O cer ei și biserici locale, care au și ei un standard al neprienirii. Dar foarte important să corespundă, să fie sincronizat standardul nostru cu standardul lui Dumnezeu. Unde avem standardul lui Dumnezeu? Aici. Fă-mă să trăiesc după neprienirea cerută de Tine. Foarte important. O măsură de neprienire. Când e vorba de neprienire a ființei umane, la toate nivelele, și mai ales la nivelul gândurilor, să știți că de la gânduri pornește totul. Eu mi-am zis de multe ori, ce bine că nu ne cunoaștem gândurile unii la alții. Ne-am speriat de lumea aceasta în care trăim. Dar e extraordinar. Când Domnul vine, la nivelul gândurilor. Eu sunt produsul gândurilor mele și dumneavoastră produsul gândurilor dumneavoastră. Foarte important ce gândim, modul în care gândim. Biblia spune că El când vine, spune omului până și gândurile lui. Gândurile și alea sunt răsplătite. Cum și alea le are Domnul în evidență? Da. Plata-i cu El, răsplătirile merg înaintea Lui. Gândurile care am putut să le materializez, să le pun în practică, au fost bune și Dumnezeu mă va răsplăti pentru ele. Dar unele n-am putut, n-am avut ocazia și alea sunt
consemnate și sunt în evidența lui Dumnezeu, dar cu atât mai mult gândurile rele. Spune Biblia, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, ale altora vin pe urmă, tot așa și faptele bune sunt cunoscute. Și cele care nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. De aceea doresc din toată inima, Doamne, dă-ne un standard de neprihănire. La nivelul gândurilor noastre, la nivelul vocabularului nostru, încă o dată amintesc, cuvintele noastre să fie articulate, biblice, să fie racordate la cuvânt, din prisosul inimii vorbește gura. Dacă inima omului va fi curățită, noită, și tot timpul voi veghea, tot timpul mă voi concentra asupra cuvântului, asupra voiei lui, voi cere îndurare, clemență, ajutor de la el, el este gata să-mi vină în ajutor. Și nu vei regreta, se va duce viața. Se va duce viața și în final te vei uita retrospectiv și nu vei avea regrete. Te vei bucura că totul este înregistrat și într-o zi te vei întâlni cu ceea ce ai lucrat, cu ceea ce ai făcut. Un standard de neprihănire, dar nu numai, un al doilea standard, un standard de smerenie. Smerenia e importantă, foarte importantă. Eu l-am numit întotdeauna, smerenia e terenul de unde cresc toate virtuțile posibile. Terenul smereniei. Spune acolo în Fericiri, predica de pe Fericiri, Matei capitolul 5, versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, ăia cei smeriți, căci a lor este împărăția cerurilor. A lor este împărăția, cei care se smeresc. Smerenia e un lucru mare. Răsplata smereniei și a fricii de Domnul este lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ce răsplătiri! Auziți numai ce spune în Psalmul 119 vis-a-vis de această smerenie. Da? S-o deschis și la Iov. Iov, capitolul 22, versetul 29. Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. El va izbăvi chiar și pe cel vinovat care își va datora scăparea curăției mâinilor tale. Chiar pe cel vinovat. Dar care își datorează scăparea curăției mâinilor celui preanalt, se smerește, asta înseamnă Dumnezeu este gata să-l ajute să lucreze. Auziți ce spune în Psalmul 119 însă, foarte frumos aici, omului Dumnezeu. Spune aici, printre altele, în versetul 67, până ce am fost smerit sau până ce nu m-am smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Până ce nu m-am smerit, rătăceam. Și în familie sunt foarte multe rătăciri, multe familii zdrobite. Noi căutăm rezolvarea, merem direct la efect. Dar e foarte important când apare o problemă să merem la cauză, să vedem care e cauza, care e motivul. Spune aici versetul 71, este spre binele meu, Doamne, că m-ai smerit, dacă nu mă smeresc eu, are el metodele lui, dar și atunci e bine că mă smerește el. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Să învăț orânduirile, nu poți să le înveți. Dacă nu, te smerești, dacă nu te smerește el. Și în ultimă instanță, versetul 75, știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit. Din credincioșie. Spune Ieremia în capitolul 36, el i-a smerit pe izraeliți prin tot felul de încercări, prin tot felul de probe. Dar foarte important, atunci când mă smerește Domnul, eu să înțeleg lucrarea aceasta frumoasă. Era amintit aici, în seara aceasta, și ceea ce spune Petru de bunăoară în cuvântul lui, în 1 Petru, în capitolul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenia. Auziți ce-i smerenia? O podoabă. Dar un om smerit, ai impresia că e un om slab. Un om slab care nu are, nu poate. Noi aprecierile în general în lumea noastră altfel sunt, valorile altele sunt, Dumnezeu însă are alte valori. Ce frumos! Toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Vrem toți să fim înălțați, nu? Nu se poate fără smerenie.
fără neprienire și apoi fără smerenie, fără un standard. Fără un standard de smerenie, Domnul s-a smerit. Auziți, dumneavoastră, El e modelul și noi la El trebuie să ne uităm tot timpul, Filipeni 2. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru că numele lui Iisus, să se plece orice genunchi a celor din cerul de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Doamne, vrem să fii și Domnul nostru, oricum Tu ești Domn. Ori credem noi, ori nu-L credem, El rămâne Domn. Să nu uităm, însă El vrea și noi să fim ai Lui, călcând pe urma pașilor Lui, să ne bucurăm în ziua aceea. Ce frumos, intrați pe poarta strâmtă, pe calea îngustă, un standard de neprienire având, un standard de smerenie, un standard de blândețe, un standard de blândețe. Știți ce a spus Domnul? Veniți și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Mai încape oare blândețe la noi? Zice, cei blânzi vor moșteni țara și au belșug de pace. Ferice de cei blânzi, ei moștenesc pământul. Toate binecuvântările Dumnezeu le are pentru cei blânzi. Și robul Domnului trebuie să certe. Trebuie să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți. Plin de îngăduință răbdătoare. Asta e vorba de fiecare cap al familiei. În familie certuri, stări tensionate, nu e admis așa ceva într-o familie creștină care vrea întâlnirea cu Domnul și îl așteaptă. Acolo trebuie să fie o vorbire frumoasă, să fie blândețe, să fie pace, liniște. Ce frumos! Un standard de blândețe, apoi un standard de răbdare. Răbdare. Prin răbdarea voastră vă veți mântui, vă veți câștiga sufletele voastre. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5. Domnul să vă îndrepte privirile, inimile, spre dragostea lui Dumnezeu Tatăl. El a conceput organigrama, planul de mântuire. Totul îi aparține Lui. Domnul Iisus însă l-a dus la îndeplinire, să vă îndrepte privirile, inimile, spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Iisus Hristos. El a răbdat până la capăt și pe cruce a răbdat. O dus la îndeplinire până în ultimul moment toate lucrurile, tot ce era scris. Nu lăsa nimic să nu fie împlinit. Să ne dea Domnul și nouă răbdare. Amin. Și apoi îndelungă răbdare. E o roadă a Duhului de altfel. Nici nu poți. Nu se poate fără răbdare, fără îndelungă răbdare să moștenești împărăția. Ușă strâmtă, cale îngustă. Trebuie o măsură apoi de bunătate. Ceea ce face farme cu unui om este bunătatea lui. Bunătatea. Bunătatea e un lucru mare. Să fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, după cum și Hristos v-a iertat pe voi. În familie mai ales, că totul pornește din familie. Acolo trăim adevărata pocăință și ne-o văd cei din jurul nostru. Un standard de bunătate, un standard apoi de credință, un standard de dragoste și așa mai departe. Sunt multe pe care dumneavoastră, sigur, le veți cerceta în continuare și le știți. Dorim în final, încă o dată, Doamne, ajută-ne să fim pe calea îngustă. Am intrat pe poarta strâmtă, dar ajută-ne până la capăt, să rămânem pe ea. Pentru că mulți au început un duul și au sfârșit-o în firea pământească. Noi nu vrem așa. Noi vrem, Doamne, să mergem pe calea îngustă. Am intrat pe poarta strâmtă și vrem pe urma pașilor Tăi. Vrem în final să ne putem întâlni cu Tine. Doresc în final binecuvântarea Domnului să rămână peste această biserică. Să rămână Domnul stăpân în familiile noastre și în corturile noastre. Amin.